Armata Națională a inaugurat un centru de reacție la incidente cibernetice. Evenimentul a avut loc în format online, cu participarea reprezentanților Ministerului Apărării și Marelui Stat Major al Armatei Naționale, ai cartierului general NATO de la Bruxelles, Belgia, precum și Corpului de Atașați Militare Republica Moldova. Este cert că astăzi, mai mult ca oricând, este important să cooperăm pentru a menține pacea și stabilitatea. Înființarea centrului de reacție la incidente cibernetice ale Armatei Naționale va spori poziția Ministerului Apărării, va aduce beneficii și rezultate în cadrul programului Parteneriat pentru Pace. La rândul său, secretarul general adjunct al cartierului general NATO, Mircea Joan, a menționat că centrul respectiv este al treilea proiect în cadrul programului Știință pentru Pace și Securitate, realizat în sprijinul pachetului de consolidare a capacităților de apărare pentru Moldova. Într-o lume din ce în ce mai digitalizată, riscul incidentelor de securitate cibernetică este în creștere. Această problemă este actuală în mai multe țări, inclusiv în Republica Moldova. Proiectul pe care îl inaugurăm a fost lansat tocmai pentru a combate acest fenomen și a spori capacitățile de apărare cibernetică din Armata Națională. Centrul de reacție la incidente cibernetice este un proiect realizat cu sprijinul echipei programului Știință pentru Pace și Securitate și Agenție pentru Informații și Comunicare Alianței, dar și specialiștilor din cadrul Ministerului Apărării și Marelui Stat Major.